Deci, lanterne. Lanterne, nu? Toate lanterne, modelele. Toate, da, modelele. Mă, că să mai găsesc în ziua de astăzi cele de aici. Asta, da, asta sunt sigură că ai, aveți acasă. Nu, sau asta așa metal, mai mică. Asta da, 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 asta așa. Și asta. Mergem la celelalte idol. Armata bulgară era, cum se spune, dotată. Dotată. Era dotată cu utilaje și mașini rusești. Numărul, dacă era roșu și, dacă era roșu, înseamnă că era de armată, număr de armată. Uite așa, Balcan. Vezi? Asta este care se pliabil. Ah, bicicleta de acolo din bicicleta spate. Bicicleta pliabilă. Iar oamenii mai adulți aveau din cea aceasta. Cea crem din spate. Da. Asta. E Balcanul care e pliabil. Și motocicletele. Balcan, Simpson. Oh, ce mai era? Asta cum era? Cum mai țin minte? Pentru chei. Da. Cum se spune aceasta care ține preloc chei? Preloc de chei. Preloc. Mm-hmm. Preloc. Uitasem. Uitasem. Îmi cer scuze încă o dată de oamenii care... Oricum, știi foarte multă și bine română. Da. Mai da. Uit, mai uit că de așa ceva. Că oamenii o să fie foarte satisfăcuți de româna ta. Mulțumesc. Aceasta este colecție de mașinuțe de armată și, bineînțeles, din nou îl vedem pe tovarășul Lenin. Aici a spus. Noi, în bulgare, îi spunem Cicicu Lenin. Nenea, nenea, nenea Cicicu, nenea, nenea Lenin. Lenin. Da. Ok. Acestea sunt piese de mașini. Și accesorii, văd și un ventilator, da, în care se montează la brichetă, invers. Mereu dai în sus când dai în jos. Dar într-o zi o să înveți. Așa, bujii, mă rog, ventilatoare, multe ventilatoare. Arta. În perioada artă în perioada socialistă poate să se spună că este foarte interesantă. Chiar vă sfătuiesc, dacă aveți posibilitatea și ajungeți în orașul Sofia, să mergeți la Muzeul de Artă Socialistă. Asta, portretele acestea nu știu din ce zonă au fost adunate, să zicem. Vreau să spun încă o dată și pentru vizitatorii site-ului sau programului vostru. Așa, pe pagina de YouTube. Pagina, da? Pe pagina de YouTube. Să știți că aici cadouri se primesc, adică puteți să scrieți, au pagina pe Facebook, Retro Muzeu, puteți să scrieți acolo, spre exemplu, avem asta și asta, aveți nevoie și dacă au nevoie și nu au câteva deja. Adică dacă din aveți, aceste da, niște obiecte care vechi sunt care produse arate în această perioadă de 44, da. Da, și bineînțeles în stare bună, da. Altfel mașini se cumpără, numai mașini se cumpără, dar pentru asta este o procedură mai lungă. Din nou suntem la jucăriile iubite de toată lumea, camionașe, aveam niște chioșcuri, se numeau Budka. În aceste chioșcuri se vindeau ziare și în afară de ziarele, că se vindeau și mașinuțe. Mm-hmm. Ah, ok. Și aveți puteai să faci mașinuța la ziar, cumpărai cu totul, da. Nu, ziarele sunt separat. Această zonă este zona lui Moscovici. În spatele acestui model de Moscovici este un domn cu o țigară și e meșterul. Chiar meșterul
E un film, o comedie, e o... A, și se numește filmul Meșterul. Serie de comedii, dar chiar Meșterul este numele lui. Grigor Vațcov este actorul, un din mari, cum era Jean Constantin la voi. Da. Are o statuie și în parc... Are și statuie. Dar de fapt știți care este lucru interesant? Că această mașină este mașină care a fost folosită la filmări. Nu sunt lucruri numai așa, numai ca model, ci exact această mașină a fost parte din acest film, care sunt multe serii. Pe care probabil le puteți găsi pe internet, dacă da, le puteți, dar din păcate, din câte știu, nu sunt traduse. Nu am văzut traduse prin subtitrate în limba... Măcar în engleză. Engleza, da. Da. Limbele engleză nu sunt. Nici nu știu dacă în altă limbă, dar nici în engleză. Câte mașini sunt aici? Aici sunt 70. 70, da. Nu? Cred că deja sunt 71, fiindcă timp ce suntem aici au mai băgat încă una. Au mai introdus mașină, da. Dar nu știu dacă e la expoziție introdusă sau e undeva în zonele cealaltă. Aceasta, vas. Vas care în urmă, după... Vazul este marca, uitați aici, scrie vazul, este Jiguli. Numele este Jiguli. Dar numele Jiguli, rușii îl schimba mai târziu cu Lada, din cauza că... Asta am vrut să zic, că seamănă foarte mult cu Lada. De fapt, asta e Fiat. Fiat italienesc. Ok. Îi copiază. Dar se schimbă numele cu Lada din cauza că Jiguli seamănă... foarte mult cuvântul cu gigolo. Gigolo? Ok. Știi ce? Da. Da, nu știu în română cum era. Gigolo. Gigolo. A, și ca să se evite okay. situația aceasta, au decis să schimbe și denumirea. Numele. Asta erau foarte mult căutat. Presupun că știți asta de aici. Că toate. Toate astea. 2107 era modelul mai încolo, uite acesta, la de acum, acolo, 2107. Oh, să fii, este cum acum băieții merg cu BMW-ul, știi? BMW, Audi, așa. Da, am văzut una pe drum, să știi când am venit încoace. Nu arăta chiar așa, la semafor am da, sunt, mai sunt. Mai sunt, da. Bunici, unii de bunici care l-au ținut pe garaj ani de zile, l-au păstrat. Acum, dacă ai una așa, care arată în acest fel și mergi pe stradă, întorc toți oamenii ca după tine mai mult retro, decât întorc după după da, după așa este, da. Avem retro-expoziție. Și aici se vede foarte bine, uitați. Vedeți, puteți să... Chiar puteți să învățați să... cum se spune, motorul și piesele unei mașini. Da. Super. Schimbat, curat, vopsit, da, m-am uitat prezentat. Că precondiționarea lor e impecabilă și sunt sigur că a costat mobilă din casa din această perioadă. Deci, o să vedeți, nu e prea multă mobilă, fiindcă domnul Atanasov consideră că și așa e foarte mult expus și dacă începe și cu mobilă detailată, o să vină cam... prea cam mult. Prea mult. Dar unele piese... Eu n-aș considera, ceasurile, dar... Ceasurile de perete, da. Pianou care costa 120 de leva, costa un pianou să cumperi. Un pianou de foarte bună calitate, deci un salariu minim puteai să cumperi. Acum nu am idee cât costa, dar... sper să fie destul de puțin ca să poată copiii să cânte. Ah, cealaltă mașină de lux, Volga, în spate. Deci aici este vazul, care deja este Lada, aici. Începe Lada, numele, 2107, nu? Da, uite, modelele astea sunt mai puțin cunoscute de mine, cel puțin, dar cred că și pe la noi. Da? Modelul acesta 2107 aveau producere
Aveau producere și în Franța. Special pentru Franța și se produceau, rușii produceau pentru Franța. Erau cu piese mai bune. Volga. Volga era mașina pentru stat, Volga era mașina pentru lider de partid. Volga aveau puțin oameni din cauza că trebuie să pui foarte mult combustibil înăuntru. E o mașină foarte mare. E mașina foarte mare, acelea, nu mai țin minte. E mașina mare asta. Și zici că e corabie. Da. Așa, deplasarea înăuntru este foarte, foarte, foarte plăcută. Deci consumă mult, zic eu, această Volga. Foarte, da. Și atunci tocmai ce spuneai, că mașina asta nu și-o permitea aproape toată lumea. Așa este. Și aici avem un ataș, nu? Ataș fără motocicletă, cum se zice, dar arată bine și singur. Aleco, da. Alpin sau Aleco, stați-o. Trebuie să fie, da, Moscovici Aleco. Moscovici Aleco, acesta este unul din ultimii modeli de Aleco. Asta vreau să zic, că pare mai încoace un pic. Da, asta este anii 80, și, iar eu în anul 86 m-am învățat să conduc pe așa gen de Moscovici. Cu viteza sus și zici că conduci tractor, era da, foarte distractiv, da. Nu aveai erai servo direcție, probabil, nu aveai servo frână. Dar erai sigur că indiferent de, toată lumea se ferește de tine, la noi sus se pune o literă care este cum este la voi școala, la noi este U, ce înseamnă uciliște sau școală, numai că noi le spunem ucigașii. Okay. Și dacă te vede că ești cu așa mașina tare, din care un metal foarte dur, toată lumea se ferea. Da. Fugea de tine, nu riscai. Deci semnul acela și mașina, da, gata, de dai pe toți la o parte. Absolut. Și cealaltă erau, da, copiii să aibă mașinuțe mici, respectiv tot Moscovici-ul. Acum spune și mie. Ia ce... acum să vedem voi ce știu vedeți aici. Știu că suntem frați, dar ia uite ce avem aici. Păi cum să nu? Cum să nu? Dar păcat că aveți doar nu, că mai erau model. Alte. Mai aveți? Mai aveți? Cred că mai era. În 1310. Una galbenă. S-ar putea să fie mutată undeva. Deci, Dacia. Eu am avut și Dacia. Iată. Da. Și era ca un cal, acest cal care nu vrea să-l te așezi pe el, cum se spune. Nărăvaș. Cum? Nărăvaș. Nărăvaș. Da, era așa. Da, tatăl meu când a murit trebuia să vând că nu mai... Nu puteam să conduc trei mașini deodată, dar Dacia e o mașină superbă, această Dacia. Nu știu acum, dar Dacia drăstă, pot să spun, că nu știu, ați observat în Bulgaria, că e plin cu mașina de Dacia de ăsta. Am văzut Dacia de ăsta. Foarte acum, mulți da. Conduc Dacia de ăsta. Logan, MCV-uri. Da. Și taxiuri aveți taxiurile MCV-uri. Taxiurile sunt foarte mulți. Și la noi, și la voi, da. De ce? Băieții spun, care conduc mașini, spun că, de fapt, e foarte rezistentă, e dură și, știți, clienții nu păstrează prea mult. Deci, ea rezistă. Deci rezistă, e verificată. La tovoleală, cum zicem noi. Da. Din nou, Lada, da. Diferitele perioade, din nou Moscovici. Deci, cea albastră e... Mie îmi place și albastră, oricum. Da, e superbă. Sunt foarte frumoase. Și aici? Și aici e Moscovici. Moscovici. Aici este Moscovici. Deci avem Moscovici în diferite perioade da, ale timpului. Da, din diferite perioade. Uitați, mie acela îmi place, cu albastru. Cel din spate. Din da. Spate, foarte vechi și interesant. La fel. Cel din spatele celui gri. Dar o să ajungem și pe partea cealaltă și o să vedem. O să ajungem, da, ne învârtim așa, o să ajungem și acolo și... Uite, semnele acelea, e vreunul amuzant, îl vezi pe aici, o repede? O să foarte multe și amuzante, dar
Astea sunt legate de muncă, este interzis să se lucreze și să mergeți fără cască, tăcerea te însănătoșește, tăcerea te însănătoșește, presupun că asta a fost într-o psihiatrie sau o tema din asta. Interzis. Dar poate să fie peste tot, chiar și într-o familie poate să fie scrisă pe perete asta. Imperialismul este inamicul de bază al comunismul mondial aici, așa, pe lozungul. Caut ceva. Să-ți crezi, da, mai citesc și mai găsesc poate ceva mai comic. Din nou, Lada, acolo, aici. Da. Asta par mai încoace un pic. Da. Față de cele băutura de mai devreme un pic. Bun, cehii și polonezii veneau la mare și uimeau pe toată lumea din cauza că beau vin roșu la căldura la mare sau plisca. Uitați, plisca. Plisca. Da. Plisca este un brandy, coniac. Plisca. Acesta. Și acum mai este și Sânceprec. Sânceprec este sânidici. Ați băut din asta? Voi doi nu beți, nu. Da? Asta e. Dar poți să ne spui dacă e ceva câteodată, așa câteodată despre... pierdeți că de bea, că nu beți, să știți. Pierde multe, da. Sunt de o calitate foarte bună și străinii veneau și spuneau a, Metaxa este de 5 ori mai scumpă, iar voi aveți așa plisca și slâncebrac, coniacul foarte, foarte bun. Unul din vinourile ieftine și bune, asta e Cabernet. Asta. Acest vin. Cabernet. Asta. Și, dar nu văd din el mececrăv, ceea ce era sânge de urs. Noi avem sânge de taur. Și el știu, l-am gustat, a fost, a fost bun, e dulce, așa. Vinprom. Vinprom este fabrică. Fabrică de stat, producerea de vin prom, producerea de vin, dar în afară de vin se producea, bineînțeles, mastică, ce este uzul bulgăresc, mastică este și în România, sau a fost gin, vișinată și mentă, ia să văd unde, uite aici, rachiu, rom. Asta-s băuturile, asta e mentovca, mentă. Asta e pentru cocktailuri. Deci, băuturile care le vedeți jos, portocal, uite, vedeți, sunt al șteps. Dar, de fapt, asta e contractul. Deci, aici se vinde șteps. Asta e contractul de care v-am vorbit mai devreme. Bani. Bagnote. Bagnotele din perioada... Și astea sunt pușculițe? Astea sunt pușculițe, da. Ok. Deci cele de deasupra bagnotele sunt pușculițe? Asta sunt pușculițele. Acestea sunt bagnotele perioada până în anii 50, chiar și... Da, până în anii 50. După aceea mergem aici. Spuneți că cea mai mare e cea mai valoroasă, nu? Bineînțeles, da. Dar un lucru foarte interesant care a mirat toată lumea, asta este că a avut bagnota de 3 leva. Știi de ce? De ce? Din cauza că bancnotele când se emit trebuie să fie împărtabile. Numai așa 1, 5, 10, 20 care pot să împarți 2, deci 2, 5, înțelegi? Da. 3 nu. 3 nu era. Aceste taloane. Ah, uite, astea sunt. Asta sunt taloane despre care am vorbit mai devreme. Acum vi le arăt. Deci, acestea sunt taloane care sunt la Balcan Turist. Deci, cu aceste taloane mergeai la odihnă. Ți se dădeau și cu ele mergeai în odihnă. Acum vi se dă vouchere. Ok. Același lucru, numai că depinde... Erau pe valori, vezi? Da, erau pe valori, vezi? Și ce înseamnă 10, 1... 10 leva, uite. Ah, deci leva. Este scris, okay. Leva.
Leva. A, și aveai un tuc de... însă cum era? Bonul bulgărez, talonul bulgărez, banul bulgărez, mai așa, banul bulgărez, de fapt, înseamnă leu. Cum este leia voastră? Exact. E din lev, înseamnă un leu. Ne-ai zis la Schumann, de aici a pornit Bulgaria, da? Am zis, da. Asta sunt mai contemporane. Pentru cei care vor să vadă de unde a pornit Bulgaria, să se uite un pic mai în spate. Aceasta este bancnota cu fata care culege grozde, strugure. Da. Un leva cu șipca, 10 leva cu Todor Jif, cu Gheorghe Dimitrov și la 20 de leva din nou îl vedeți pe el. Vezi că se vede bara asta. Da? Să nu mut. Acesta este himnul lui orașul Burgasne, care cântă acum. Apas de dor pe ăsta și se îndreptă. Culege, strângeți gunoiul numai în, cum să spunem? În salopetă? Să strângeți gunoiul numai în lucruri care sunt întregi. Uite, 10 lei. A? Ce zici de asta? A, uite și pe ei noștri, păi da. Păi, dar cum să nu? 50, 20, 10, 5. Din toate țările. Da, am văzut că aveți socialiste. Și aici sunt și poloneze. Rublele. Tot felul. Frumusețea femeilor. Întotdeauna pot să o compar cu Inchiziția. De ce? Păi, dar toate instrumentele acestea, nu crezi că nu-ți pare un pic de Inchiziție, așa? Par unele care pot, pot face și ravagii. Rujuri și multe altele. Când lumea acum aș cumpără, zice, au, eu am masajor, nu știu ce. Uite-te, bunica ta și străbunica ta la fel au avut, vezi, de cosmetică, de riduri. Să nu mai ai riduri. Nu e ceva nou inventat acum. Totul este vechiul, numai sunt că... sunt doar actualizată. Fasada este inventată. Continuăm prin partea aceasta. Da. Uite mașina de care spuneai că îți place. Moscovici. Nu vă place? Ba da. Uitați ce... vedeți ce parbrizare mare? Da. Pentru acele vremuri, da, e mare. E foarte mare. Și lat, comod. Deci, aici scrie, numai pentru mașini care sunt de la Partidul Comunist, pentru Comsomol, pentru acestea care sunt din Front Național, aici scrie, miliția populară este inima care bate, inima a partidului care bate. Deci sufletul bate. Niște citate de-astea comuniste. Tovarășe, purici intime, purici? Așa. Purici intime sunt rușine pentru fetele comsomole. Nu știu ce vreau să zică. Tovarășe, deci, dragi fete, puricele intime. Aceasta, păduc intim, da? Da? Așa se spune. Da. Păduc intim sunt rușine pentru Comsomol. Tu ești din Comsomol, tu ești după Pionier Comsomol, ți-am spus. Deci. Da. Cum ar fi după Pionier? Asta nu mai țin minte ce era. Ah, Varșava, m-am uitat-o, da. Și asta era de lux, Varșava. 17 secunde din Juc, camionul. Fiat trebuie să fie asta, da, Fiat? Da, Fiatul. Exact, Fiat 60-69.
Eu aveam și din... Deci ăsta e, e rezervorul sau e canistră? Nu știu, nu prea mă pricep la... Zaporojeț, da. Uite așa aveam. Da, uite așa aveam. Tatăl meu era unul din colecționarii mari din Bulgaria. Ah, eu? Da. Mai e ceva? Asta nu se spune. Nu se spune? Păi să ne duci și pe noi să ne arăți. Că nouă ne plac colecțiile. Zaporojeț. Avem... Zazi. În Bulgaria le spuneau Zazi sau Zizu la Zaporojeț. Sunt drăguțe și da. Sunt... Zaporojeț, de fapt, este sunt o regiune... Sunt un pic ciudățele din... și drăguțe. Zici că ceva, da. Fluturaș ceva. Și avem pe partea cealaltă o mașină foarte mare. Volga. Bleu, da. Vai, uite ce Volga. Mare. Era, dacă vezi Volga neagră, înseamnă că e partid. Da, să te imediat. Imediat, te dași, tragi la o parte, n-aveai cum ai să... Ai apăsat de 3 ori. Poți doar de 2 ori. A vrut să apară pe cameră. Și uite, avem aici o motocicletă și cu ataș. Da. Multe. Trecem pe ultimul culoar pe care pe mijloc, da? Și... Uite, tu când vii încoace, mai trage un cadru cu mașinuțele de la apropiere, de la îndepărtare, de unde vrei, că sunt superbe. Sunt sigur că chiar și pe la noi mulți își mai amintesc de unele dintre ele. Nu? Chiar dacă chiar sunt dacă de la voi, dar am avut și noi. De fapt, bine, de fapt, nu sunt doar de la voi. Sunt, nu, asta este bine și frumosul în acest muzeu, că nu este neapărat... Așa e, doar de la voi. Nu, ideea nu este să vii și să vezi că, respectiv, uite, vezi că bulgari ce au produs sau nu. De fapt, asta este o perioadă întreagă pentru toată Europa de Est. Și lucrurile erau strânse, relațiile sunt foarte strânse, au foarte mare importanță pentru toate țările, cum și precum. Nu știu dacă ne mai auzi acum? Da? Și din Bulgaria, uite, da, de Škoda aceasta. Care sunt mai încoace un pic și uite, pe asta roșie o recunosc, am văzut-o când eram copil la un vecin de-al meu. Dar o să ajung acum, Nina, și în zona aceasta. Nu ne grăbim, sunt superbe și n-avem de ce să ne grăbim. Așa este. Mai ales având în vedere că, cum ai spus tu, ideea că o să vezi lucrurile nu numai din Bulgaria, ci din alte țări, eu sunt sigură că în acest episod, filmare sau cum îi spuneți, nu știu, dacă o să fie într-un episod sau mai multe, că e destul de cred că o să fie lung, mai eu sunt sigură că foarte mulți, chiar dacă n-au știut și n-au auzit de voi și de asta ce faceți, într-un fel sau altul, cred că o să fie. Eu m-aș bucura foarte tare ca cei care văd materialul să vină să vadă cu ochii lor, că altfel se simte, într-adevăr, e ceva distanță până aici. Având în vedere că știți ce se întâmplă în ultimii ani, foarte mulți români, foarte mulți timp să se odihnească pe malul bulgărești. Da. Și nu numai asta, ei trec și pe aici, în apropiere. Chiar și dacă merg în Grecia sau în Turcia, mulți din ei trec prin zona de Varna. Dar noi am fost în mall-ul ăsta cu o lună și nu am trecut aici. N-am știut să de... se odihnească câteva ore în loc că să continue direct cu mașina, să stea o zi, dar să vadă și altceva în afară e, de... E și păcat. Dar știi ce e culmea? Că noi am fost în mall-ul ăsta acum o lună și nu am trecut în muzeul ăsta. N-am știut de muzeul ăsta. Păcat. Păcat, da. Dar uite că acum avem surpriza cu tine să-l descoperim. Poate că nu este păcat, poate că așa trebuia să se întâmple, că dacă veneați, poate că nu știați așa multe cum. Nu, clar nu știam. Mersi. Și acum e o surpriză de la cap la coadă. Foarte cunoscut domnul acolo. Da, domnul de aici este foarte cunoscut. Nu a dat nimeni cu roșii în el până acum? Ce, dacă are? Nu a dat nimeni cu roșii?
Nu, cum, adică e muzeu? E muzeu. Da. N-ai cum? Da. Dar de ce? Fiecare, chiar de ce? Voi dați cu o peste Ceaușescu? Nu, nu, da. A, păi, vede, da, da, voi aveți altă. Oameni și oameni. Da, n-are de ce. N-are de ce. Istoria este așa, o să fie și a fost. Așa cum este. Oricât de-am dat cu ouă, cu roșii, nu putem să mai schimbăm trecutul, nu avem cum. Trecutul nu se schimbă, asta e. Viitorul, da, mai avem și viitorul putem să-l schimbăm. Uite, mai avem și pe partea cealaltă. Și, da, și în afară de partea cealaltă vreau să vă prezint încă un obiect din multe de obiecte și cu asta să terminăm cu zona al acestui muzeu, muzeu retro, într-o împărmă în celălalt muzeu, de figurinele de ceară, dar de ce vă arăt? De fapt, aceasta este figura lui Todor Șipco, îl vedeți și pe poze, și aici pe tablou, cu Brejnev, cu cine e asta, nu mai recunosc, e tot Brejnev, mi se pare, mă iertați, dar ochelarii sunt acasă, cei pentru departe, dar aceste două mașini au fost la fel, particulare, exact, adică particular, astea au fost mașinile care au fost folosite de către Todor Živkov. O epocă, o perioadă, pentru unii rea, pentru alții nu așa, o perioadă adevărată. Și o economie foarte interesantă, dezvoltată, mai mult, din păcate, în prezent, mai mult distorsă. Eu aș zice că el, de fapt, s-a schimbat. Tot ce era înainte, în trecut, fabricile și industria s-a modificat, s-a schimbat și am ajuns acum să lucrăm în corporație. Să vedem, acum cum o să continuăm. Inteligența artificială și toate cele. Vă mulțumim foarte tare pentru că ne-ai adus în acest muzeu. Poftim? N-are de ce să mulțumim. Pentru mine, plăcerea a fost foarte mare. Și sunteți bineveniți în Varna și în afară de acest muzeu. Uitați-vă la următoarea filmare. Continuăm. Și la următoarele filmări, dar încă aici mergem la muzeul de ceară. De figurine de ceară. De figurine. Hai. O scurtă pauză și continuăm.